Șoferii spun că dacă prețul poliției va crește în continuare, vor fi puși în situația de a nu-și mai putea folosi mașinile. Unii dintre ei sunt resemnați, iar alții chiar reușesc să facă haz de necaz. E bine, avem bani. Aveți? Da, avem. Avem locuri de muncă, e bine. Sunt pensionar și am un avantaj. Sper să fie cât mai mare. Sper să nu mai crească. Tinerii vai de ei, săraci. Este exagerat de scump. Și asta este. Au tinerii să plătească atât de mulți bani pe RCA, pe o poliță RCA? Nu. Am înțeles că contează și dacă produs sau nu incidente în trafic. Eu unul sunt ferit că nu am astfel de probleme, dar oricum ideea e că toate cresc și nu-i nimic așa surprinzător, e o linie constantă. Toate cresc, numai veniturile rămân constante. De la 1 ianuarie 2015, toți asiguratorii trebuie să-și acopere cheltuielile exclusiv din încasările RCA și nu din vânzarea altor tipuri de asigurări. Dacă nu vor putea face acest lucru, societățile de asigurări sunt nevoite să crească valoarea polițelor, iar previziunile nu sunt deloc favorabile asiguraților. O poliță standard RCA pe o perioadă de 6 luni poate ajunge și până la 1500 de lei. Prețul variază în funcție de anumite criterii, cele mai importante fiind vârsta proprietarului mașinii, experiența la volan, dar și capacitatea cilindrică a autovehiculului. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, prețurile RCA au crescut deja în medie cu 20-50% în ultimele 10 luni.